Unul dintre locașurile de cult românești ce păstrează părticele din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este și Catedrala Episcopiei Giurgiului, care și-a sărbat joi aceasta unul dintre hramuri. De asemenea, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este și ocrotitorul municipiului Giurgiu. De ziua lor, credincioșii giurgioveni au participat în număr mare la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului și de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. La finalul Sfintei Liturghii a fost lansată monografia Catedralei Episcopale. Cu această ocazie, distinția vrednicia vlășceană a fost oferită domnului general în rezervă Radu Tudor și dirijorului Gheorghe Nițescu. De asemenea, au primit daruri și autoritățile locale. Bucurie mare astăzi la Giurgiu pentru toți creștinii ortodoxi, cei care îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, întrucât ziua de astăzi este zi de bucurie duhovnicească, nu numai pentru cei care poartă numele Sfântului, ci pentru toți locuitorii care l-au ca patron pe acest Sfânt Mare Mucenic. Ne-am bucurat de prezența în mijlocul nostru a părintelui preacucernic protoiereu de Liguria din Genova, Italia, care a ținut și un frumos cuvânt de învățătură. Moaștele Sfântului Gheorghe, aflate în Catedrala Episcopală, au fost aduse în anul 2010 cu ocazia resfințirii Catedralei din regiunea Liguria, din nordul Italiei. Astăzi se împlinesc 5 ani de zile de când a fost resfințită această frumoasă, această capodoperă a Bisericii Ortodoxe Române, această catedrală de Giurgiu. Primul hram al Catedralei Episcopale din Giurgiu este Adormirea Maicii Domnului.